Salut la toți și bine am regăsit la o nouă serie de pe acest canal, eu sunt Cristin și astăzi vine o nouă carieră, un nou început, o nouă senzație, vine noua carieră cu FC în 1860, văd că mult, toți ați ales, aproape toți Miuha în 1860 și trebuie să alegem un super jucător, adică capitanul super sap. vreau să iau eu un uh, a duris care e bătrân, falcau sau Pepe Reina sau Company. Mamă, mamă, ce să iau? Aș lua Duriz, că știu că e bătrân, nu prea mai joacă, dar... Bă, s aș lua Falcao, cred că Duriz are 34-35 de ani, aveți pe ecran, cât are. Falcao 32. Reina la fel bătrân, companii la fel bătrân. Hei, uh, nu se iau că e foarte bun doar e rotul de glori cum bine știți. Rabio nou, Christensen nou. Cred că mă duc pe Falcao sau Anduriz Duris. A o să-l joc după când o să vină situl următor, o să-l pun rezervă și o să mă intre pe parcurs. Așa că alegem Ariț a speed 71, acceleration 71, stamina 73, con 81, strength 84, hiding ul are 93, shoot 83, crossing 78, passing 77, tackling care le mai slab 52, 182, e drept touch, select captain. Să vedem și ce echipă avem în primul rând. Și bun, pentru această carieră apăsați butonul de like, să strângem la primul episod, 25 de like-uri, peste 20 de like-uri ar fi genial. Intrăm și noi la echipă, Marciano împoartă, mamă, un jucător care nu prea am avut în rotul de glorie. Ofir Marciano, care nu știu să vedem câți ani are, nu cred că mi-l arată. O să caud eu pe net. cine mai o fac, Bătrân Marciano pe postul de portar. Ca rezervă avem Izvod, 61 overall, Marciano, 66, va fi titularul. Pe postul de fundaș stâng avem Tobias Badila. Mamă, 16 E slab, Con, 46, și 46, crossing. Mă interesează din fending un care îl are de... Nu mă arată. pe mă interesează speed-ul, era 68 și Niambe B76 care e un fundaș demențial. Cu, are și strength, are strength. O să-l mai întrenăm pe Niambe, care o să fie aici a titular, 76 speed, 71 tackling, 73 acceleration. Badila o să-l schimbăm în curând. Trecem la fundaș interior care vreau aici tackling, stamina, Heading, Strength, Uralic uh, right, e bun, Kenner, care e mai bun, uh, Speed, na, cred că care uh, right, arată overall mai mare, dar nu știu, nu pot să mă după Oral. 59, băi, la stamina stă mai bine Uralic, uh, right. bun rest e mai bun Kenner și la Strength și la Heading, deci Uralic uh, right, o să rămâne deocamdată, Kenner o să dispară. Fundaș, central de rezervă, avem Wilson, care e de rezervă. Pe dreapta mă Benzile, adică speedul 66-68. Și pasele, pasele, 58-60. Acceleration, 68, la fel. 68-68, stamina de 65. Mh, ăștia o să rămână. Avem atacantul Doris, Puyo. Avem aici atacat și Coura o, Și am vreau să vă ce ne ce jucători trebuie să aduc pentru primul episod. Cred că în primul episod nu o să fac niciun transfer sau nu știu, vedem. Mergem aici, mamă, mută. Aici un jucător de rostul de glorie și să văd ce ne trebuie, băieți. Mijlocul nu prea e stabil cum Gouch și Half-Cav. 77, ne trebuie să Hashtag trebuie schimbat și aducem un mijlocaș central care să ne țină mijlocul foarte bine, așa că mergem la Mildred și aducem, ăsta e ultimul, ultima carieră pe 2019, pe jocul 2019, căutăm un câm care să ne țină foarte bine mijlocul. Hai să vedem un imparabil jucător, McDonald ar fi sa Willock, uite, Matt Willock Matthew Willock, mamă, 65 overall Stă bine, bă, Willock ăsta Care să ne țină foarte bine mijlocul Să avem bebe mai bun, da, e Brotul to the Glory Și aducem, cred că luăm pe Willock, l-aveți pe ecran Și e foarte bun primul transfer, prima minune, primul jucător. Willak, care îl punem direct titular. Willak <laughs> e primul transfer și cred că e cel mai bun mijlocaș al nostru. Da. Bun, Rolls, vedem și cu Western Match. Dăm și primul meci astăzi. Facem în următorul episod. O să aveți, o să punem emblema, numele, kitul. Okay, numele o să-l punem chiar acum. Edit, edit, ăsta e logo, edit your name. Punem numele. Fece Munchen 1860. Fece Munchen, e exact. Aici 1860 Numai 3 Mă că H că H Bun Numele e pus FC în 1860 Avem primul meci cu Rodan campionat o să iau și chiturile și tot pentru următorul episod. Dacă strângem, uh, am să spun 250 de like-uri, uh, cât am dat pe Willer, da, na, scup prețul la gând acum, uh, 25 de like-uri sau peste 20 ar fi genial. Prima deplasare, avem aici în Roda, echipa din Olanda, mergem în Olanda ca să facem primele trei puncte cu mijlocașul nostru, No Willock, și vedem ce poate echipa în primul meci facem și grafica mai bun un pic. Dăm pe 20 standing camera tape, say the line cu gol Să vad așa cum e. asa e bine, bă, O să fie mai faină. Aduris mai departe puio. Puio e Hai we ce rapiditate, ui, la ca ajută în mijloc. Aici trebuie mai mult pas. Badila. Hai, Badila. Mă gheuci. Vreau să vedem jucătorii la treabă în primul meci. O să fie mai greu, așa de dat gol la Duriz. Vârful nostru veteran. Mă gheuci! Mă gheuci! Mă gheuci! Braa, era primul gol în carieră. <coughs> Bine. Puiu! Puiu! Puyo, puio, puio, puio! Dăm portar și e prima mare ocazie pentru un fece Miuhân. Bine, mă, că gheuci. Badi la recuperare, mă, gheuci. Pase în mijloc, bine, ui, loc. Deschide jocul la Puyo. Puyo a încercat un dribbling. Puyo mai departe la Aduris, capitan nostru. Capitanul, Aduris. Puyo! Puyo, primul gol pentru FC Mihan, E loic Puyo. 1-0 pentru Mihan Vrem cele 3 puncte. Vrem să ajungem acolo să să câștigăm tot toate trofeele. Aduri să ajungem în Liga 1 1. Puyo. Dacă toți numele luăm jucători când avem nevoie de jucători și dacă știți jucători, adică nu din uh, Uitați-vă și voi pe canal, dați pe canal, vizionați. Oh, bine, ni am jucător cu potențial mare. Dați pe canal și vedeți, vedeți jucători am transferat în uh, celelalte carieri și dați-mi și niște idei de jucători. Bună, pasa, hedge, 2 la 0 pentru mie, Deschide bine jocul. Mă, nu știu cine a dat pasa, mă, ha, cred. Și dacă aveți idei de jucători și români, și și ceilalți alte naționalități puteți să-mi scrieți în comentarii și un hashtag nu pe anul ăsta foarte foarte mult bună măcghe am ținut prea mult ținta în stânga bun avem aici doi mijlocași de rezervă un bun portal și doi atacanți Continuam continuăm cu formația asta măcgheuci Bilog, bă, nu prea să a atins de mingem nici Radonici și nici celălalt din dreapta. Puiu. și o... Hedge s-a atins. Radonici pe stânga ei e mort acolo. Pasă mă... cu greu. Uite-l și pe Radonici. Care dă o pasă greșită. Deci de Badila nu prea îmi place pe stânga. Partea stângă e moartă amândoi. Și trebuie neapărat în următorul episod să transferăm ceva pe stânga. Badila, Badila, care am spus de el că e slab. Uh, Aduri să le împușcă pe jucătorul lui Roda. 1.60, Badila bate cu Mugheu și lasă acasă la Wright. Schimbă cu portarul Marciano. Pleacă Niambe pe contraatac. Niambe bine, deschide jocul la Hedges. Hedges singur pe bandă. Singur 1 la 1. Dar nu reușește să treacă de fundajul stânga al lui Roda. Bine mă, gheau ce pe recuperare care joacă imparabil la mijlocul terenului. A Aduriz nu s-a atins de minge până acum cu Bine, bine a 3 la 0! Fain, fain, fain a făcut acolo rotirea, nu da? știu cum se zice... Ruleta, ruleta, da, cred că ruleta. Fain a făcut-o și dă colțul lunga portarului și face 3-0 pentru Fece Mihan, Un debut imparabil pentru a cu un gol foarte șmecher. Da, facem și noi două modificări sau o modificare, văd că scoatem pe Radoni, pe radonii care e mort, îi punem pe uh, unde e rău în stânga, are viteză și scoatem pe Puyo și îl punem pe Beraton. A durit, a durit, a pe lângă parte. 6, mâine la ora 10 dimineața, o să apare primul episod. Eu filmez în 4, o, episodul o să apară în 5 ianuarie. Bine, pleacă Hedges, a dorit, schimbă Willow, Willow pasă pe plecat, Dacă Beraton, Beraton, de carul, trebuie să dăm și numerele, dar nu acum. O să mă Marș la Ibadila. Din prima mâncă, gheauci. Wow, încercat un voleu. A, Ad, a riz două ratări mari în două minute pentru a duri de la Hetric. Păcat, avem două minute de prelungire. Vătorul mai cred că l-avem acasă, pe stadionul nostru. I will look sper să fiu într reușit. Loic pui omul matchului, suntem pe locul 3 în clasament după Blackburn și Paco Ferry. La avem și 30 bonus, 745. În următorul episod să vină ceva pe stânga, neapărat că e slabă banda stângă. Căutăm în stângaci de meserie LM. Vedem mai asta, avem și... Uite, asta e brabun la fosul. De pe defensiv funda stânga Mafeo avem mm. Ashley Colă, care e super bătrân deci cam atât cu acest episod dacă v-a plăcut apsați butonul de like să strângem pe 20 de like-uri ar fi minunat eu am fost Cristo, de cele bune, pa, pa și o dimineață plăcută